A murit academicianul din UCE, Giurescu. Academicianul din UCE, Giurescu, a murit marți, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani. Din UCE. Giurescu, născut pe 15 februarie 1927 la București, a fost un istoric și politician român, membru titular, din 2001, al Academiei Române, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al Partidului Conservator. A urmat cursurile Colegiului Sfântul. Sava, apoi cursurile Facultății de Istorie din București, sublinierea, luându sublinierea licența în anul 1955, sublinierea apoi doctoratul în istorie în anul 1968. Istoricul din UCE. Giurescu a candidat la alegerile din 9 decembrie 2012, pe listele UCE, fiind ales deputat în circumscripția electorală numărul 42 București Bindiereti. Membru al grupului parlamentar liberal-conservator. A demisionat din funcția de deputat, subliniere i s-a retras din politic, după ce a fost ales vicepreședinte al Academiei Române, la 24 aprilie 2014. La sfârșitul anului 2013, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Security, PNSAS, a remis un document, din care reiese ce din Giurescu a furnizat informații către securitate, însă nu i s-a atribuit calitatea de colaborator.